În data de 19 aprilie, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara va organiza în întreg județul o nouă bursă a locurilor de muncă. În Valea Jiului, acțiunea se va derula cu începere de la ora 9 la sediile agențiilor locale din Petroșani, Vulcan și Lupeni. În data de 19 aprilie avem o bursă stabilită la nivel național, deci nu este doar în județul Hunedoara, ci în toată țara. Deci ne așteptăm să fie o bursă mai de amploare. Și până în momentul de față avem 30 de locuri de muncă pentru această bursă, într-o gamă de meserii relativ reduse. Deci ne așteptăm ca în zilele următoare, săptămâna viitoare, să primim răspuns și de la alte societăți comerciale pe care noi le-am contactat, să vedem ce locuri de muncă vom mai depista. Vinerea viitoare, printre societățile comerciale care vor veni cu oferte de locuri de muncă, se va afla și una care are ca domeniu de activitate organizarea de spectacole. Aceasta are nevoie de actori, manipulatori de cor, sunetiști sau scenariști. Într-adevăr, avem ca și număr destul de multe, dar oameni pregătiți în acele domenii mai puține. Deci oamenii noștri care sunt în evidență, în general, caută locuri de muncă în alte meserii. Și nici nu avem oameni pregătiți în meserile pentru care deocamdată avem majoritatea locurilor de muncă vacante. La asta m-am referit. În acest moment, în Valea Jiului sunt înregistrați 3608 șomeri. Cei mai mulți dintre ei locuiesc în Petroșani, respectiv 1485.